Oferirea cadourilor a devenit o cutumă în învățământul românesc. La început sau la final de an școlar, la sărbători, la ziua de naștere sau la onomastică, părinții fac tot posibilul să le facă pe plac dascălilor. Astfel se asigură că profesorii se vor ocupa îndeaproape de copiii lor. Această practică nu le este străină giurgiuvenilor. În semn de mulțumire și respect față de dascăli, părinții obișnuiesc să ofere cadouri, însă nivelul la care a ajuns această practică li se pare exagerat. În schimb, banii percepuți de cadrele didactice pentru fondul clasei sau al școlii nu au justificare în opinia acestora. Ați oferit vreodată atenții cadrelor didactice? Bineînțeles, cum să nu? Cadrele didactice au o mare importanță în formarea noastră a tuturor, începând de la cel mic până la cel mare. Dar vi s-au cerut cadouri din partea? Nu. Am avut și eu fetele la școală. Și nu s-a întâmplat așa ceva. Dar cu mulți ani în urmă, cu 10 ani, probabil că, eu știu, o fi o nouă modă acum. Pentru fondul școlii? Sau pentru fondul școlii, pentru fondul clasei, da. Deci erau niște bănuți care trebuiau pentru o cretă, pentru o culegere, care acea culegere folosea la mai mulți copii, deci nu lua fiecare copil câte o cărțulie. Deci culegerile se foloseau pentru toată clasa. Ce părere aveți acum de strângerea fondului școlii? Nu pot să mă pronunț. Am pierdut contactul cu școala. Poate e bine, poate e rău, deci nu pot să mă pronunț. Dar știu că nevoile sunt mari la școală și din alte părți sprijinul este egal cu zero. Dus o formă de cadou, nu? Flori. Flori, mărțișori. La 1 martie, la 1 martie, mai mult de atâta, nu. Bani pentru fondul școlii vi s-au cerut? Da, în anii trecuți, da. De un timp, nu știu să vă spun, de un an, doi, trei, poate ne-am constituit într-o asociație a părinților. Și ce e nevoie, dacă suntem de acord, suntem consultați și punem. Ați acordat vreodată atenții cadrelor didactice? Da. Ce anume? Sigur. Ce anume? A, să ofer cadouri? Nu, sub nicio formă. Sunt plătiți pentru așa ceva. Dar unii, din păcate, uită pe ce posturi sunt. Dar bani la fondul școlii ați dat? În fiecare an. Normal. Pentru ce? Pentru întreținerea clasei, schimbat perdele, schimbat ușă, că au rupt-o și la o lună au rupt-o din nou, că s-a inundat țeava de gaze și s-a spart țeava de gaze și a trebuit să schimbăm parchetul. Ca să trăiască copilul alea 4-5-6 ore pe zi în condiții decente, noi ca părinți am cotizat. Nu. Mi se pare normal? Nu, mi se pare într-adevăr aici așa, aveți dreptate, dar nu. Eu am copiii mari, când erau pe timpuri, nu erau așa, să știți, dar acum am văzut că e exagerat ce sunt în școlile astea. Nepoți aveți? Nepoțele am mic, e 2 anișori, deocamdată e mic, nu merge la școală. Dar fondul școlii știți? Domnișoară, să știți că pe timpul băiețelului meu când era la școală și atunci se dădeau fondul școlii, dar acum depinde cum și în ce fel, în ce măsură. Odată cu scandalul educatoarei din București, care a fost înregistrată de părinți în timp ce solicita bani pentru cadourile de Crăciun, a fost readus în actualitate codul de etică al cadrelor didactice. Elaborarea lui a început în urmă cu câțiva ani, însă s-a oprit la stadiul de proiect. Codul etic interzice profesorilor orice formă de limbaj cu caracter obscen, vulgar sau aluziv, precum și exploatarea elevilor și primirea de bani și cadouri pentru examene, înscrierea la olimpiade ori alte favoruri.